Salut, fecioare! Voi face citirea pentru săptămâna 27 martie-2 aprilie. O săptămână mai liniștită cu două conjuncții, da? Deci Venus cu Uranus și Jupiter cu Mercur. Câteva aspecte benefice. Să vedem cum va fi această săptămână pentru voi. Veți primi horoscopul săptămânii cu importanța celor două conjuncții pentru fiecare zodie sau ascendent în parte, nu? Este specific un domeniu de viață. Haideți să vedem pentru voi, da, ce se va întâmpla. asul de monede un mic talisman al norocului s-ar părea că foarte mulți vom avea totuși noroc după zodii mă refer și voi veți avea totuși în această săptămână ceva important niște bani veți primi niște bani pe care puteți să-i investiți într-o locuință, într-o mașină, de deci este o investiție mai costisitoare pe care s-ar să o faceți împreună cu partenerul de viață Haideți să vedem. Voi, fericirea, cunoașterea. Iată că în ceea ce privește, privește pe voi, voi vă doriți să aveți noroc. Voi gândiți că dacă se protește această roată, să fie totuși și în avantajul vostru. Dar niciodată nu veți ști dacă este în avantajul vostru sau nu. Va fi bine dacă vă apropiați acest noroc prin a vă dori ce este posibil, ce este adevărat, ce este drept, să fiți corecți, prevăzător să vă ascundeți scopurile, dar și ferm în tot ceea ce faceți astfel încât ziua de mâine să fie o continuare a zilei de azi și veți primi în final cheia puterii în palma voastră. În ceea ce privește fericirea, fie că este vorba de o creativitate, de o iubire, voi aveți nevoie de bani, și s-ar părea că acest rege de monede este dispus să vă ajute cu bani. Pentru o femeie poate să fie și o relație, pentru un bărbat un ajutor pe cuniar. Poate să reprezinte și o distracție, poate să reprezinte și dorința de a uh, juca, de a investi în aceste jocuri. Trebuie să fiți totuși prudenți. În ceea ce privește, fiindcă veți lua un împrumut, în ceea ce privește uh, șapte de cupe, arată riscuri. Uh, voi vă doriți să studiați ceva, dar poate că greșiți în studiile pe care le faceți. Poate că ce ați ales sau ce cum percepeți voi sau cum uh, primiți aceste să zicem studii s-ar părea că este ceva care vă amăgiți, adică poate că unii dintre voi aveți un curs de perfecționare și vă gândiți că veți reuși să faceți cine știe ce afacere, cine știe ce bani să primiți și este o amăgire dacă călătoriți undeva și este o călătorie și spirituală fie s-ar putea să fie la fel să vă amăgiți este un fel de fata Morgana, Un vis, o dorință, dar după care alergați. Și nu este realizabil. Uh... Resurse. Loc de muncă. Carieră. În resurse aveți pe mica benefică Venus. Venus care arată că uh, poate să vă... De aceea este posibil. Dar, adică din punct de vedere al fertilității, al abundenței, al, al, al resurselor, al vitalității, deci ea poate să vă dea, dar totul este în limita posibilității. Dacă vă doriți mai mult, vă puneți la dispoziția oamenilor. Deci trebuie cumva să vă gândiți la ce este corect, ce este posibil. În ceea ce privește locul de muncă, aveți o regină de spade. Este o femeie energică, hotărâtă, o femeie care are ascendență, odie sau luna plină în balanță. O femeie cu idei, care știe să comunice. Puteți discuta cu ea, puteți să-i cereți sfatul, puteți primi un sfat din partea ei este o femeie energică, dar este totuși o femeie care nu își arată sentimentele. Dacă veți vrea să-i aflați sentimentele, atunci s-ar putea să fiți dezamăgiți și să ajungeți chiar să o urți. Deci în ceea ce privește această regină de spade este o persoană cu care puteți discuta și puteți comunica. În ceea ce privește Cariera voastră, un nou debut, arată faptul că uh, voi aveți niște blocaje, vreți să vă mergeți mai departe, să progresați, dar totuși aceste blocaje nu vă permit. Am putea spune că veți depăși în final aceste blocaje, dar este bine să vă ascundeți scopurile în carieră, în menirea voastră. În ceea ce privește uh, comunicarea, uh, contractele, asocierile, relațiile, atunci ne gândim la comunicare. Comunicarea voastră este cu un prinț de băte. Uh, este vorba de un bărbat cu ascendent zodie în uh, săgetător. S-ar putea să comunicați foarte bine. Poate fi un vecin, o rudă, o persoană cu care vă simțiți foarte bine când comunicați. În ceea ce privește, poate să vă aduc o veste și puteți primi o veste din partea lui. În ceea ce privește contracte, asociere, aveți judecata. Este o schimbare pe care trebuie să o luați în funcție de poziția voastră, de menirea voastră fiindcă această judecată este un fel de renaștere. Deci veți lua o schimbare care să vă aducă în altă postură, în altă poziție, astfel încât să puteți răspunde prezent atunci când îngerul va suna din trompetă. În ceea ce privește relațiile voastre cu prietenii, esteți un eremit. Fecioară. Balan, uh, ge, uh, Mercur în Fecioară. Deci arată un filozof, un bărbat în vârstă care știe să tacă și să asculte. Știe că nu este bine să iasă în evidență. Știe că este mai bine să rămână cumva într-un plan 2-3 și să observe, să analizeze, să vadă persoanele care uh, ar putea să-i fie dușmani, să vadă uh, pericolul. Și acest eremit chiar are un felinar și arată clar că el vrea să vadă în întuneric, vrea să vadă în noapte, dar și acest toiag care îi dă protecția. El uh, se sprijină pe el, se ajută cu el. Deci, cam asta uh, sunteți voi în relații. Aceste relații cu prieteni, cu protectori, voi vreți să fiți uh, foarte atenți astfel încât să nu greșiți. Uh, știți că vorba este de argint, tăcerea este de aur. În cămin, în schimbare, și karma voastră, în cămin, în familie, o femeie, sau din trecut, poate să fie și o persoană din trecut care vă influențează încă. Se implică în familia voastră, se implică cumva în viața voastră această regină de cupe. Poate fi o femeie cu ascendent, zodie sau lună plină în rac. O femeie care poate fi legată de trecut și vă influențează prin faptul că își arată sentimentele, romantismul, <coughs> sensibilitatea, este preocupată tot timpul de familie, de trecut și s-ar putea să vă influențeze. În ceea ce vorbim de schimbare, transformare, voi sperați. Sunteți plini de speranțe că vă puteți proteja calea, că puteți să mergeți pe calea voastră și să sperați o protecție din partea dreptății, folosind dreptatea și adevărul, să aveți această protecție și să vă atingeți un scop. Dar totuși aici vorbim de karmă, vorbim de o ciocnire, diavolul este un moment în care trebuie să fiți foarte atenți, fiindcă acest diavol, el poate să aducă vicii, poate să vă folosească viciile și să caute să vă arăvă în puterea lui, astfel încât să vă pună să jucați după cum el vă cântă. Deci trebuie să fiți foarte atenți. Aveți o săptămână foarte activă, cu multe schimbări pe care le veți și gândi, dar țineți cont de acest diavol că este bine să renunțați la viciile voastre, să vă debarasați de aceste vicii, fiindcă nu o să aveți decât, cum să spun, de pierdut, fiindcă nu sunteți decât o simplă trestie în fața acestei furtuni. Aceasta a fost citirea pentru voi, Fecioarele. Eu vă doresc o săptămână frumoasă, cu împliniri și vă mulțumesc pentru timpul acordat.